Grădinița maghiară din S. Nicolae Mare și-a deschis larg ușile pentru părinți în cadrul evenimentului tradițional Ziua Porților Deschise. Evenimentul, care se organizează de 16 ani, este o ocazie pentru părinți de a vedea din interior activitățile zilnice și oferta educațională a grădiniței. Vă rugăm să luați loc. Bine ați venit! Bine ați venit! Bună dimineața, poftiți! Pe a fi scrie copii pentru o oră, dar cei care au mai participat vom decurge o întreagă activitate a unei zile de grădiniță, vom parcurge mai multe activități, dar cu marja, că noi suntem mari și nu ne acordăm timpul exact cât acordăm copiilor. O activitate de grădiniță la grupa mică durează 10-15 minute, iar la grupa mare până în 25 de minute. Atâta pot ei să se concentreze, să rezolve o sarcină. Cei care n-au rezolvat o sarcină de zi, rămâne etapa a doua zilei, înainte de prânz sau de după masă, ca să rezolve o sarcină. Iar noi astăzi vom parcurge exact timpul alocat copiilor, dar într-un ritm mai mare, să spunem așa. Părinții prezenți au avut șansa nu doar de a descoperi oferta educațională a grădiniței, dar și de a trăi experiența pe care copiii lor o au în fiecare zi în cadrul instituției. În acest mod au avut ocazia să înțeleagă mai bine metodele de învățare și activitățile zilnice care contribuie la dezvoltarea și creșterea copiilor lor. Prima sarcină pe care o veți avea astăzi este să desenați ceea ce v-a plăcut sau v-a marcat din această poveste. Pentru aceasta aveți foarte puțin timp la dispoziție și trebuie să fie, cum le spun eu copilor, cât mai multe elemente, da? Dar și în timpul alocat. Vă pun o întrebare, dumneavoastră ridicați mâna. Da? Da? Că la răspuns. Despre cine era vorba în această poveste? Loredana, nu mă răspunde. Loredana, te rog frumos să numești unul dintre colegi. Am desenat un fluture fericit și ce am înțeles eu este că viața are cursul tău, nu forța lucrurile în bună intenție, pot fi cauze triste. Atât, nu mai spun nimic. Bun, acum ne jucăm un joc pe care copiii îl știu, numit jocul oglinda. Ce înseamnă oglinda? Ceea ce fac eu, o văd și pe mine. Acum, să spunem că eu sunt oglinda, da? Și eu îți spun ce avem de făcut și reflexia mea sunteți voi, copiii, dumneavoastră, da? Și o să încerc, în prima variantă, să bate două ori din palme și îmi las mâna jos, apoi bateți dumneavoastră din palme. Atenție! La eveniment a participat și primarul orașului S. Nicolae Mare, Dănuț Groza. Prezența sa a fost deosebit de simbolică, întrucât a participat și la prima ediție a acestui eveniment, atunci în calitate de viceprimar. Vizita sa subliniază importanța pe care administrația locală o acordă educației timpurii și colaborării cu instituțiile educaționale locale. Mă bucur foarte mult că de atunci s-au făcut foarte multe schimbări în grădinița voastră, pentru că mi-aduc aminte că erau destul de mari problemele care erau aici în grădiniță la vremea respectivă. Iar de-a lungul anilor am reușit împreună cu conducerea școlii de la vremea respectivă, împreună cu doamnele de aici, educatoare, să încercăm să schimbăm lucrurile și grădinița să arate așa cum arată astăzi. Mă bucur că v-ați făcut timp. În ideea în care știu că nu e o zi nici de sărbătoare, nici de weekend, să veniți să susțineți activitățile grădiniței. Practic, prin prezența voastră aici, nu faceți decât să demonstrați că vă interesează și vă pasă de ceea ce se întâmplă în grădinițe
și cred că este normal să fie așa, fiecărui părinte să-i pese de copii, indiferent că discutăm de grădiniță, indiferent că discutăm de școală, mai ales că în afară de educația pe care o primesc copiii acasă, cum se spune, cei 7 ani de acasă, în mod clar și categoric, activitatea grădiniței, activitatea doamnelor de aici, din grădiniță, își pune amprenta, sperăm noi de fiecare în mod pozitiv, asupra copiilor, asupra primilor pași, atunci când iasă din mediul familial în societate. Evenimentul Ziua Porților Deschise continuă să fie un punct de referință în comunitate, subliniind angajamentul grădiniței maghiare de a oferi un mediu de învățare de calitate, bazat pe deschidere și comunicare cu părinții.